Bine, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal, pe orumbei, pe aici un vlog, să stăm la mască. Cum aici ne-am dat să mănânce, ne-am pus o rapă. Ia uitați, porumbei de mască, se sunt în formă. Vreau să vă zic că aici la mască trebuie să mai aduc două perechi din pod, dar din păcate le mai las acolo pentru că, ziceți voi, mai trebuie să scoată pui. Așa, ia uitați ce sunt aici. Afară, am dat drumul la ornament să iese afară și trebuie să intre aici la matcă, pentru că știți că aici la unde e matcă era ornamentul, s-a învățat aici. Ia uitați porumbei, sunt foarte frumoși. N-a ieșit tot ornamentul, mai sunt. Haideți să mergem și play. Ce vreți, mă, vreți să intrați aici? Sper că n-aveți cum. Da. Haideți să mă așa puțin. Ia uitați, dragi prieteni, ornamentul. Uite, se intre acolo. Hai că nu să vă lasă să stați vecinea. Ia uitați. Haideți să mergem și la... La ornament, așa se vară și ornamentul înăuntru. Stați să-i pun pe pauză. Gata, dragi prieteni, am revenit la ornament. Ia uitați-i. Restul stă afară. Tocmai ce te dură să plece acolo înăuntru, în partea. Da. Asta argintie e gălățeanca de la nea Adi. Asta e gălățeanca, femeia de gălățean. Așa, femeia de toboșar. Toboșar, toboșarul. Să mă ascule amândoi. Doar ai femeia. Și le-am uitat aici pentru că le-am dat drumul. Asta e femeia de jucător gălățean, de la domnul Adi, argintia asta. Să-mi spuneți cu care să o fac din aia doi, din moțatul ăla și, adică moțatul ăla de acolo și fratițul care e afară și nu vrea să vină aici. Da. Are sunt totul bine. Ok, ia uitați-i. Toți porumbii aici. Așa. Haideți să mergem și la voiajuri să vă arăt și ce mai fac și voiajorii. Stau să pun pe pauză să revenim. Gata, dragi prieteni, am revenit și la ei. Uite, s-au strâns la apă. Deci, să nu uitați să mă sunați la numărul de telefon. La videoclipul ăla de aseară de l-am făcut. Încerc să vă mai arăt așa porumbii care de vânzare, roșu ăla de vânzare, vânătul ăla, ăsta de vânzare acum, e de vânzare, negru ăla, negru ăsta de la între, ăsta de aici, ăsta e de vânzare. Care mai e? Ăsta negru de jos de aici e de vânzare. Ăsta e de vânzare. Care mai e? Așa. Sorzatul ăsta e de vânzare. Ăștia doi negru și roșu ăla de zbor acum de vânzare. Deci v-am zis, dragi prieteni, care set să hotărâți să... care sunteți hotărâți să îi luați, sunați-mă la numărul de telefon. Ei sunt disponibili. Sunt toți porumbei, sunt disponibili care vi-am arătat de vânzare. Porumbei sunt din matcă. Sunt porumbei de la omul ăla din 40 de porumbei, v-am zis că mi-a dat pe degeaba. Dar vând în ei pentru că am prea mulți și nu am ce face cu ei. Mai bine vând în ei așa pentru că ce e mult nu e bun. Mănâncă și mult și n-am nici cine știe ce așa spațiu pentru ei acolo. Acolo sunt eu prețul care să mi-l vreți și restul o să-i mărit. Unii dintre ei s-au împerecheat sau... Da.
Hai că vă cădă și porumbii tornament să intre. Să intre și de aici. Deci care sunteți disponibili, vă rog să mă sunați la numărul de telefon. O să vi las și acum în descriere numărul meu de telefon. Să mă sunați, să mă contactați. Dacă sunteți interesați să cumpărați. Dacă nu, e treaba dumneavoastră, nu mă interesează, faceți ce vreți. Eu i-am de vânzare, dacă până în august nu o să găsesc să-i vând, o să-i elimin, adică o să-i tai, pentru că de învățat nu o să-i învăț, pentru că sunt bătrâni. Și ăștia sunt porumbii de luat la matcă, să păcați la matcă, sunt porumbii buni, v-am zis. Dacă se interesați, anunțați-mă. Albul ăsta al Cucii, îl dau și pe ăsta. Ăsta l-am la Nea Cornel. Și îl dau și pe el pentru că n-am încotro. Uitați, ăia doi de frați. Sunt masculi amândoi. Credeam că e o femeie și un mascul. Ăsta de aici e un puiu drane în el. Ăsta la domnul Adi, de UCP. E o femeie. În rest sunt toți sănătoși, frumoși. Și ia uitați, se prezintă destul de bine, arată foarte bine. În legătură cu pescărușii, o să mergem să vi arăt. Masculul tot de să se împerecheze cu ea, dar ea nu e pregătită, să nu știu. În fine, haideți să mergem și la ei. Deci ăștia care vi-am arătat și aseară în videoclip și astăzi v-am arătat din ei, sunt de vânzare. Dacă sunteți disponibili, v-am zis, mă sunați, mă contactați ori pe Facebook, ori la numărul de telefon. Cam atât cu camp aici. Haideți să mergem și la... Uite, și negrul ăla de aici, de jos. Ăsta de aici. Ăsta. E de vânzare. Ăsta trebuie să plimbă el. Negrul ăsta aici. Ăsta. E de vânzare. Mascul de la Nea Cornel. Băgat de 3 ori la funduri. Porumbelul băgat de funduri. Negru ăsta e mai de vânzare, de 2018. Roșu mai de vânzare. Așa. Vânătura ăsta e de vânzare. Deci v-am zis că sunt mulți de vânzare. Nu, ce frig e de vânzare. Tocmai ce le-am pus să mănânce. Le-am dat să mănânce, le-am pus și lor să mănânce. Și am zis că așa să mănânce. Ia uitați ornamentul. Dacă au văzut că n-au cum să intre acolo, o să trebuie să intre înapoi, pentru că acolo dacă e matcă n-au cum. Dar haideți să mergem și la pescăruși, să vă arăt și pescărușii. E o zi foarte frumoasă. N-ar mai pe seara o să se lase frigul. Că e așa el, frigos. Ia uitați și pe ăștia, dragi prieteni, le-am pus și o rapă și mâncare. Ia uitați. Deci femeile este destul de frumoasă, vă mulțumesc cu părerile despre ce mi-a spus. Și el vrea mereu să-mi perecheze cu ea, dar ea nu e pregătită, nu vrea să-mi perecheze cu ea, nu știu de ce. În fine, nu mă interesează dacă vrea să-mi perecheze de mine, dacă nu, este problema lor. Face fiecare ce vrea. Eu sper să-mi perecheze până în martie, pentru că aș vrea să scot o serie de pui. O să-i mai las aici la pereche. Ia uitați. Sunt atât de frumoși. Mie chiar îmi plac porumbei. Dar haideți să mergem să vă mai arăt o pereche care am băgat eu tot la pereche. Am băgat galbena aia. Galbina și cu albul. Tot așa se numește. Ce ia uitați. Ce am dat amintă cu porumbii. Am băgat și mâșul de la pereche, uitați. Albul l-aveam făcut cu femeia de standarde albă, care o fac cu roșu de la George. Și galbina am băgat-o cu el. Să spune ce părere aveți despre ei. Eu sper că am făcut foarte bine.
perechea asta, galbina cu albul și albul cu galbina. Ia uite-ți cât de frumos sunt. Da, dragi prieteni, se mi-a și pui aici la pereche să stea. Pentru că dacă îi dau drumul ăsta, o să se ducă să-și ia femeia înapoi și asta rămâne singur. Așa o să-i las pe ei să se împerecheze. Asta e galbina și asta e albul. Ăștia sunt porumbii, dacă vă place. Deci, ia uitați că dă și ornamentul să intre. Da, dă și să intre. Deci ce să vă zic, cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, butonul de subscribe. Până data viitoare, cu voi am fost Porumbei pe John Vlogs. Pa, pa!